Florin Ristei. Florin merge direct în finală. Asta înseamnă că Delia are cel puțin o șansă să ia premiul cel mare alături de un concurent. Oh, Florin Ristei, cel care la fiecare început de gală zicea: eu plec acasă, eu plec acasă. Nu, mă, ce vrei să mai zic? Nu mai zic nimic, lasă-mă la... Da, dacă nu mor astă seară de inimă, fiți atenți voi aici, eu stau prost cu inima, am antecedente în familie. Sperească Sfântul să crăpă scena astă seară. Au rămas trei în picioare, din păcate unul dintre ei va părăsi concursul și nu va avea șansa la un mare duel. Alex Mațaev, Madalina Lefter, Bogdan Bratiș, toți câștigători pentru că au urcat pe această scenă și au ajuns până în marea finală X Factor. Publicul, cel care îți cumpără albumele, cel care îți cumpără biletul la concert, este cel care decide. De două gale încoace, doar publicul hotărăște cine rămâne și cine pleacă acasă. Doamnelor și domnilor, votul publicului l-a trimis acasă, considerându-se ca fiind prim eliminat în această finală, pe Bogdan Bratiș. Stay with me, girl. We can rule the world. Can you?
A fost, nu știu, a fost extraordinar. M-am simțit așa cum nu m-am simțit niciodată, pentru că... Știți? Viața merge mai departe, pentru că așa suntem noi și știu că drumul meu acum a început și acum, sincer, mă simt liber, pur și simplu, acum mă simt liber, așa cum mă simt eu tot timpul și sunt foarte bucuros. Nu știu, am așa o emoție foarte ciudată, sincer, nu sunt trist. Nu sunt trist, jur că nu sunt trist. Sunt emoționat, sunt... Acum am starea aia de parcă acum aș duce și aș lua chitara și aș compune ceva, jur. E un moment pe care aș vrea să-l trăiască, nu știu, toată lumea, și copiii mei, și toată lumea să-l trăiască acest moment, chiar dacă nu am ajuns în capăt, acest moment este un extraordinar, zic. Nina Lefter și Alex Matsaev. Unul dintre ei merge la marele duel, alături de Florin Ristei, celălalt, din păcate, părăsește această competiție. Am să fac și calculele matematice. Dacă Madalina merge mai departe, Delia are 50% șanse să câștige concursul de pe poziția mentorului. Dacă nu, și Alex Matsaev merge mai departe, Delia are 100% șanse să ia premiul cel mare. Nimic nu se mai poate schimba acum. Votul publicului a fost oferit la 1-3. Sunt doi îmbrățișați, ca unul, ar spune cei ce îi văd pentru prima dată, Madalina Lefter și Alex Matsaev, foarte aproape geografic cei doi. Dar în seara asta trebuie să se despartă cel puțin pentru câteva minute, pentru că, doamnelor și domnilor, următorul finalist, cel care merge la marele duel împotriva lui Florin Ristei, este... Alex Matsaev! Alex, poți părăsi scena pentru tine. Mai urmează o etapă. Ce vine cu acest? Delia e un mentor fericit, are doi concurenți în ultima fază a finalei. Vă rog să vă retrageți, Delia. Te rog să te retragi. Alex, îți mulțumim că ești alături de noi. Pregătește-te pentru duel. Madalina Lefter, o voce absolut senzațională, din păcate părăsește concursul. Vă mulțumesc foarte mult. Ești fericit? Normal că sunt fericit. Eu sunt acum în stare în care foarte multe emoții sunt. Am chiar foarte multe emoții și nu știu. Chiar când stăteam împreună cu Meda, cu Prince și acolo, am avut o stare așa fericită. Adică, băi, uite, a sosit momentul în care stăm împreună pe scenă și se decide. Orice decidere era bună, dar datorită faptului că am mulți susținători, am trecut și... Nu mai știu ce să zic. Nu mi-e teamă. O să fac doar cu plăcere ce va urma. Doar pentru cei care m-au ajutat să trec mai departe.
X Factor a fost experiența unică pe care în altă parte nu mai găsești, sunt sigură. Nu știu exact ce se va întâmpla în viitor, dar sunt sigură că se va întâmpla ceva frumos.